Atât elevii de liceu cât și cei de la gimnaziu din întreg județul Gorj vor participa joi la etapa județeană a concursului cu Viața mea apăr viața. Pentru a se clasa pe primele locuri, participanții vor fi nevoiți să treacă cu bine de cele două probe. Concursul este organizat de Primăria Municipiului Târgu Jiu prin Serviciul Gestionare Situații de Urgență, Securitatea Muncii și Administrativ, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj și Inspectoratul Școlar Județean Gorj și se va desfășura în incinta Școlii Generale Voievod Litovoi. La acest concurs vor participa elevii claselor 5-8 și 9-11 care învață la școlile și liceele din municipiu, iar participanții vor susține două probe, una teoretică și una practică. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj vor pune la dispoziție baza materială necesară pentru desfășurarea probei practice. La final, câștigătorii vor fi recompensați, premiile fiind suportate de Primăria Municipiului Târgu Jiu.